îi pun pe picioare la propriu. Vorbim despre asistenții medicale ai Asociației CASMED, care acordă servicii medicale de îngrijire la domiciliu persoanelor cu probleme de sănătate. Beneficiarii sunt persoanele țintuite la pat sau cele care au suferit o intervenție chirurgicală. Una dintre beneficiarele serviciilor medicale la domiciliu din satul Corpaciu, raionul Iedineț, este Ecaterina Uja. Ea este trecută de 70 de ani și de mai bine de două decenii suferă de diabet zaharat, deplasându-se cu un scaun cu rotile. Femeia spune că din cauza bolii îi amorțesc mâinile și picioarele. Bătrâna zice că de când beneficiază de procedurile de recuperare, se simte mult mai bine. Cu asta mână o ducem pe ea asta la față să mă spăl. Dar mă ridic în sus... O mă spăl singur cu dânsa. Este primul rezultat care se vede. Și soțul Ecaterinei se numără printre beneficiarii serviciului. Sunt mai înșerbânt de la fricție. Și sunt mai înșerbânt și să mă pornești prin sânge. Mai mărgă să mă duc pe lângă păreți și merg. Nina Stoica este o altă beneficiară a programului de îngrijiri medicale la domiciliu. Femeia are 66 de ani și a suferit recent o intervenție chirurgicală. Început să-mi faci pansamente și acum mulțumesc Domnului. Am multe aparate care au un efect specific, aș spune, asupra organismului. Este Vitafonul. Este Darson Valeu, care l-ați văzut, tonometru, glucometru și electroacupunctoru. Deci toate acestea sunt cu scopul de a îmbunătăți, de a preveni complicațiile. 100 de oameni în etate în satul Corpaci beneficiază deja al doilea an de îngrijiri medicale la domiciliu, grație suportului CASMED. Aceste servicii medicale ne permite ca cumva acești beneficiari să devină într-o situație mai bună. De serviciile medicale prestate de CASMED beneficiază persoane din 12 raioane ale țării. Xenia Ceban din satul Prajila, raionul Florești, a fost țintuită la pat mai bine de 4 ani. Bătrâna spune că grație îngrijirilor realizate de asistenții medicali învață să pășească din nou pe propriile picioare. O, Doamne, și de mă cupam, a făcut sos, că bine, tare greu e fost. Vreau să calc picior, să mă duc măcar afară, dar eu nu pot. Iar fiica femeii spune că serviciile oferite de CASMED îi oferă mamei sale o nouă șansă. Nici n-am cuvinte să mai exprim cât de benefic este serviciul ăsta. Era nemișcată, absolut. Datorită masajului, eu socot că și tratamentele, ea cam a progresat mult. Să întoarci singur în pat, să ridic pe așezate. Lista serviciilor realizate de CASMED prin asistenți medicale la domiciliu include monitorizarea stării de sănătate, fizioproceduri, exerciții de recuperare a mobilității kinaesthetics. Atenția și grija față de beneficiari este cheia unui tratament cu efect. E foarte bine, mă primesc și când te duci la beneficiari, întâi trebuie să intri ca o fiică la o mamă, la un tată și pe urmă să fii ca lucrător medical. CASMED este o organizație neguvernamentală care și-a început activitatea din 2010. Ea prestează servicii sociale și medicale de îngrijire la domiciliu. Serviciile date sunt sau pot fi realizate datorită la donatori străini, da, finanțatori străini ca Fundația Elvețiană Hex Eper și Crucea Roșie din Elveția. Din cele 35.000 de vizite medicale la domiciliu pe care și le-a planificat Asociația CASMED în 2018, 1.200 sunt acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină.